24 mai 2024 sunt la acești stupi pe care i-am făcut în forma de mare de a nu roi, ca să nu roiască. Iată, aici am un stup ursul, nu am la el acea roiniță, așa că am improvizat aici, am pus polistiren peste zona în care nu e albina. Ce este important este să văd care e situația, fiindcă în acest sistem la câteva zile trebuie reverificat din cauza că s-ar putea măcile care sunt în frigurile roitului să treacă prin Hahnemann și să vină sus. În alte cazuri cuiburile nu sunt chiar bine organizate în partea de jos, iar în partea de sus s-ar putea să găsim boci și alea trebuie distruse. Bun, să aduc un cat. Să aduc un cat pentru a muta ramele, pentru verificare, ca să pot verifica. Între timp o să iau această improvizație, ca să pot lucra mai ușor. Aici nu sunt albina, dar în caz că plouă să nu intre apa acolo. Bun. Ia să vedem ce a făcut această colonie după ce teoretic am mutat matca jos pe foițe. Dacă a venit sus, a trecut prin Hahnemann, atunci tot ce fac este să o iau și să o mut jos. Dar totuși aș fi curios să văd ce găsesc în partea de sus, dacă sunt boci, deci oricum trebuie verificat. Acesta l-am organizat pe mai puține rame. Erau mai puține rame. Așa, la urdinișot că lucrează foarte, foarte bine. Dau pic cu fum și să iau ramă cu ramă. Sunt curios, a venit matca sus. Deci din câte am verificat până acum, la 1 a venit matca sus. Adică m-a fentat cum ar veni. M-a fentat cum ar veni vorba. Bun, am mutat-o jos, nu e nicio problemă. Deci oricum trebuie reverificat. Îi scos din frigul roitului, totul este în regulă, dar mai apar anomalii. Am aici aceste uluce, le dau formic. Cu mulți ani înainte, aceste rame cu puiet, care le vedeți aici în partea de sus, erau topite, toată albina scuturată. Tratamentul era efectuat cu cu acid lactic, se stropeau albinele cu acid lactic. Se poate face un tratament și cu așa ceva, dar ăla este mai complicat, că trebuie să stropești albinele cu el. Bun, și eu acum tot ce fac este să iau ramă cu ramă și să o verific. Așa, miere este, miere este, eu deja mă uit după botcuțe, dacă are botcuțe. Este necesară această lucrare, că dacă ai scăpat o botcă, tot roiește. Deci colonia de jos, matca de jos, totuși va împărți albina dacă scape așa ceva. Adică dacă scape o botcă, aici eclozează albina, în 2-3 zile este eclozată.
în mare parte și trântorii sunt eliminați. Deci cam astea ar fi problemele care apar după ce muți toată, adică separ puietul de matcă. Apariția bocilor, matca ar putea să treacă prin Hahnemann, sunt din alea slăbuțe care sunt în friguri, imediat poate să urce sus. Bun. Mai interesant este ce face în partea de jos. Acolo mă interesează mai mult, mai ales dacă matca nu-i sus, atunci este un avantaj să construiești rame noi nouțe, schimbi cuibul, iar după eclozarea acestor albine, foarte ușor poți topi aceste rame care sunt urâte, nu prea îmi plac, și când poți să le selecționezi astfel, le dai la centrifugă la o anumită dată când dorești tu. Asta aș păstra aceste rame pentru un eventual cules mai târziu. Nu este nevoie să mă grăbesc să le desfințez. Este timp la toamnă de acest aspect. Foarte fain, aici a deja eclozat albina. Aici mai are puiet larvar. Da, clar matca nu e sus. Mereu matca atrage albina după ea. Și puietul este îngrijit forțat. Trebuie albina să îngrijească puietul, nu poate să și-l lase descoperit. Dar în caz de ger se întâmplă acest lucru primăvara, să părăsească albina puietul pentru a-și asigura supraviețuirea, sau mai bine zis pentru a supraviețui cât mai mult albina. Totodată pot trata foarte ușor acum în partea de sus acest puiet care eclozează. El rămâne un timp aici, în partea de sus. Și acum îi mai pun un pic de formic. Încep să vină căldurile în luna iunie. Trecem la formic de 40%. Așa ar trebui, ca să nu riscăm pierderea de regină. Sau este un tratament foarte agresiv. Dar în felul în care am calculat eu formicul și felul în care îl aplic, deocamdată merge foarte bine. Mai ales că în luna magică ar fi cea mai mare infecție, adică nu chiar vârfurile, aici se dublează varoa, mai ales dacă nu ați tratat deloc. Vă puteți aștepta la o infecție majoră de varoa. Ce este mai grav este că se află în puietul căpăcit. Majoritatea varoa o să o găsiți în puietul căpăcit și va fi o problemă pentru următoarea lună. Nu se va observa deocamdată. Deocamdată nu se va observa infestarea, dar dacă umbli la ele și te uiți pe albină, dacă ați avut circa 100 de varoa în ieșite din iarnă, la această dată veți avea 1800 de bucăți de varoa. Deci acolo deja colonia este în colaps, dar o duce înainte, fiindcă... De ce poate să o ducă înainte? Fiindcă așa, albina este activă, zboară și apicultorul nu face nicio sesizare, mai ales că sunt culesurile astea mari. Vine teiul,
apicultorul merge la tei, nu bagă în seamă varoa și apar problemele. Asta în caz că aveți 100 de varoa când ați ieșit din iarnă, dar dacă ai tratat în toamnă bine, mă îndoiesc să ieși cu 100 de varoa. Să ieși cu 100 de varoa din iarnă. E foarte periculoasă treaba. Am trecut prin așa ceva, știu ce înseamnă. De aceea sunt precaut și dacă am găsit și cum să tratez, tot sezonul activ pot să-l tratez cu acid, cu acid formic, nu în cantitățile acelea încât să afecteze foarte tare, să zic așa, o colonie de albine, să nu sufere nici albinele și să nu sufere nici mierea în caz că scoți o ramă cu miere la 4-5 ml, 6 ml de acid formic, nu se întâmplă nimic, adică în procentajul de 60%. Fiindcă nu folosesc formicul după rețetele care le găsiți în magazinele astea de specialitate, acolo vi se dă o rețetă cum să procedezi. Iată ce frumos este cuibul aici, deja e organizat. Îmi place foarte mult cum arată jos. Aici n-am avut așa multe rame crescute, adică nu, n-am avut așa multe foițe. Și l-am organizat pe rame mai multe cu miere. Și să văd cum e mai bine. Am dat, e, normal este mai bine să ai rame crescute, dar se întâmplă să nu ai. Și atunci formez pe foițe cât mai multe. Dar la cum lucrează albina la Odniș, am văzut de la început că totul arată foarte, foarte bine. În partea de sus nu am găsit boci. Acum, astea sunt foițele care încă n-a ajuns la ele, n-are densitatea necesară de albină încât să lucreze chiar așa în continuu, dar din ce văd eu cam 4 foi, deci de 4 foi s-ar fi apucat. Iată și aici în partea asta este lucrată, dar nu asta m-a interesat pe mine, ci m-a interesat să iasă din frigul roitului. Asta este o problemă generală, să intre în friguri. Și acum tot ce fac este, ia să văd, asta este o ramă dată, construită acum, construită foarte, foarte fain, mai are pe partea asta de lucru, și o mut în partea dreaptă, din, de cum văd eu așa de aici, din partea mea, în partea dreaptă a stupului, și le mut cuibul în partea dreaptă. Foarte fain. Albina este și jos, foarte, adică e foarte bine. Este albina aici jos, înseamnă că și matca este în partea de jos. Aici sunt ramele cu miere care le-am lăsat. Reorganizez cuibul astfel, încet, încet. După care aici a primit două foi, sunt construite frumos, foarte fain sunt construite. Da, superb! Îmi place acest sistem de a crește foi, așa că nu mi le strică. Nu sunt stricate, le construiește de albinuță. Iată, am un polen roșu. Ce ziceți, de la ce este polenul roșu? S-ar putea să fie de la zmeură. E aici o cultură de zmeură în apropiere. Câmpul e plin de floricele.
Așa că albina încă mai are de lucru. Iată, asta este a doua ramă construită. Mă uit dacă matca a venit aici, dar eu știu că dacă îi lași rame mai negre unei astfel de măci, haideți să vă arăt, din mai aproape, nu cred că e matca pe aici, vine cu polen roșu. Deci am, unde erai tu, polen galben și era una cu un polen roșu. Deci ce fain sunt construite. Astea sunt construite în 5 zile. Gata, am văzut-o. Aici este albina cu polen roșu. Iată ce spectaculos are pe picioruș. Polenul roșu. Arată fain, da? Bun, deci a construit două foi. Are acum albina celule. Numai de roire nu-i mai arde. Dar a trebuit să-i las, din păcate, mai multe rame din astea mai de anii trecuți. Asta este. Atât am avut atunci, n-am avut încă rame făcute suficiente. Acum aș putea să-i mai aduc, dar nu cred. Dacă își are rostul, să-i mut mierea sus și să-i aduc două foi în plus. Dar rama aceasta e golită, ceea ce îmi dă aici pe mijloc, are ouă, da? Cum o golește, mută mierea, pur și simplu, o iamă. Aici au luat foarte, foarte bine. S-a reactivat mătcuța, s-a reactivat matca, e, arată superb. O colonie când se reactivează după frigurile roitului, matca are o capacitate de a depune ouă rapid. Exact ca și când ai lua un roi natural din copac, dacă este matca mai bătrână, atunci poți să... cum să zic eu, începe să depună ouă foarte repede, construiește foi, are această posibilitate. Exact același lucru face o matcă după ce o repornești cu această metodă de a scoate din frigurile roitului, ea repornește. Au luat repede aici, deci n-a stat pe gânduri. Are și larve deja, deci o matcă faină. Este carpatină din câte văd eu. Aici are larve. Foarte, foarte repede a depus ouă. Asta e plină cu larve. Deci ăsta ar fi avantajul să faci această metodă, să ai rame construite. Iată ce repede le umple cu ouă și larve. Asta e superbă treaba, dar de unde să ai atâtea rame construite să faci, să-i dai unei astfel de colonii, să o scoți din frigul și să-i dai măcar 5-6 rame construite să le ai și un pic mai maronii de anul trecut. Asta este o excepție, mi se pare că e singurul la care am reușit să fac acest lucru. O să-și facă dita mai cuibu. Aici a adus nectar. Mereu aduce mâncarea lângă puiet. Așa, dacă ai adus aici nectar, atunci foița eu pot băga imediat după această ramă. Mâncarea eu las lângă puiet, dacă așa și-a organizat ea cuibul. Iată ce frumos arată ăsta. Nu mă așteptam. Și aici introduc această ramă care încă nu e construită. O va construi acum, fiindcă îi pun cu fața spre mâncare.
Și aceasta este o ramă cu mâncare. Aici vine albina de a duce polen. L-am văzut că a pornit. L-am văzut de la urdiniș că a pornit foarte, foarte bine mască. Introduc și a doua foaie. Și acum ea va decide ce și cu... După ce va căpăci, nu știu, vreo 6 rame, eclozează și ramele din partea de sus. O să fie interesant. O să fie interesant dacă intră iar în friguri, după cât se estimez eu, 3 săptămâni, undeva până prin 20 iunie. Bun, iată ce frumos și-a făcut cuibul această matcă, îmi place foarte mult. Asta nu poate să urce, boci nu are, arată bine. Este reușit 100% și stau liniștit că ea va lucra foarte, foarte bine. Bun, iată încă un film, arată foarte bine. Până data viitoare, numai bine!